pe care ați ascultat-o, se pare, se află în prima audiție după 70 de ani. A fost scris în 1936 de maestru Emanuel Enescu, regăzat maestru dirijor de orchestră, compozitor și un om cu totul și cu totul remarcabil. N-am știut de această piesă, prin amabilitatea fratelui domniei sale, am intrat în posesie ei acum o lună și am zis că este de datoria noastră, a membrilor Corului Radio, mai ales maestrul Enescu, a fost o perioadă chiar și dirijorul Corului Radio, să dăm viața acestei frumoase rugăciuni, acestui concert religios Dumnezeul meu în trei părți. Dacă se află în sală fratele maestrului Enescu, aș vrea să-l aplaudăm în memoria